Bună este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Bine v-am găsit, prieteni, la o ediție tot așa light a emisiunii. Da, după clasicele reglaje o să vedem așa. Da, deci după clasicele reglaje de microfon o să putem să vorbim un pic și despre cupele europene. 5 meciuri ieri de Champions League, 5 meciuri astăzi. Au fost câteva surprizuțe, începând sigur cu această victorie a CFR-ului pe terenul FC Basel, neanunțat absolut de nimic. Da, după o primă repriză controlată și câștigată de elvețieni și totuși cu o echipă mică, fără frații Frei, i-am văzut în dificultate pe cei de la Basel, parcă nu mai erau echipa din sezonul trecut și nici nu mai sunt. Să nu uităm, acum pentru cei care chiar se pricep la fotbal, că FC Basel s-a calificat în turul precedent cu norvegenii de la Mölde, reușind să marcheze puține goluri, da? Pe teren propriu au făcut 1-1, iar deplasarea au câștigat la limită. Să nu uităm că meciul retur jucat la Basel, ei au avut în defavoarea lor un 11 metri minutul 90. Dacă Mölde ar fi transformat, s-ar fi calificat. În tur, Basel câștigase cu 1-0 în Norvegia, iar în retur era 1-1 în minutul 90. Penaltiul celor de la Mölde i-ar fi calificat pe norvegieni în play-off-ul Champions League. Portarul Sommer a reușit să apere penaltiul respectiv și așa a ajuns Basel în play-off-ul Ligii Campionilor. Deci asta demonstrează foarte clar că sunt o echipă mică, cel puțin în acest sezon, iar CFR Cluj a profitat, deși mi se părea improbabil la un moment dat, după cum s-a desfășurat prima repriză și după ce echipa avea Clujul, chiar și Sugu, practic, s-a demonstrat încă o dată că nu este totuși un jucător de calibru. A marcat și la Liberec o dublă la Basel, dar modul în care a reușit să marcheze, mai ales primul gol, a fost un semi-autogol până la urmă, dacă vedem bine reluarea, și faptul că a ratat două situații de genul ăsta când CFR avea deja 2-1, spune destul de mult. A fost clar o întâmplare, numai că iată și cu eroarea asta administrativă care era să-i coste meciul cu Piccolo, cu Maftei și așa mai departe, clujenii totuși, cu o echipă încropită care n-arată nici cum, nici pe teren propriu și nici în deplasare, ar putea să creeze această uriașă surpriză, să nu-i spunem lehamite, de a se califica în grupele Ligii Campionilor. Nu știu ce să zic, dacă ar fi bine pentru noi sau nu. Să tot vedem niște meciuri unde CFR-ul va fi totalmente lipsită de șansă, n-are nicio putere să facă nimic în Liga Campionilor, unde evident că adversarii vor fi alții, vor fi mai bine pregătiți, vor juca în alt stil decât să joacă într-un tur preliminar. Deci șanse nule pentru CFR Cluj să facă ceva, șanse aproape nule și să prindă locul 3 în Liga Campionilor. La cum joacă și la ce perspective sunt. De asta zic, nu știu dacă ne-ar avantaja cu ceva. Pentru ei, sigur, este o mană cerească, la un moment dat, aproape imposibil de atins. Plus că, amintesc că au câștigat campionatul destul de greu, s-au tot chinuit, chiar și după venirea lui Neando, au avut niște probleme uriașe. Până la urmă au câștigat în ceasul al 12-lea titlu, au reușit să pătrundă în tururile preliminare, aveau de trecut de doi adversari pe care nu-i cunoșteau inițial, puțină lume le dădea vreo șansă și iată-i ajungând într-o situație totalmente neașteptată și care a venit și ca fruct al hazardului după ce am văzut jucându-se aseară. O echipă care n-a impresionat, CFR-ul, evident că mai bine structurată decât cele din București, care nici măcar nu ajung să se lovească de asemenea situație, dar aminte să pretindă la o a treia participare într-un timp atât de scurt în Liga Campionilor cum s-ar pregăti CFR-ul. Dincolo de eroarea asta tehnică, la care până la urmă nu ne așteptam din partea lor, și cu interpretările regulamentului UEFA, bine că nu s-a întâmplat, ar fi jucat Piccolo ăla și totul s-ar fi năruit. Așa au scăpat, pentru că UEFA a fost cea care a intervenit și l-a scos practic pe acesta de pe listă.
CFR-ul se va chinui cumplit în acest an în campionat, pentru că, deși așa numeric, pare să aibă un lot impresionant și ar mai fi un atu, faptul că nu prea contează cine lipsește. Ei reușesc acolo să încropească o echipă într-un 11 în care ieri a debutat un singur jucător român, Rada, care a fost cel mai slab de pe teren. De-a dreptul jalnic, Rada, a toate fazele importante ale lui Basel, el a fost absent. Provoacă practic un penalti minutul 2 pe care arbitrul suedez nu-l acordă. Îl scapă din marcaj pe Streller la golul lui Basel ca un agiamiu. Cu câteva minute înainte, la un alt corner bătut tot de pe partea stângă, nu sare la cap, da? Este o deviere, am impresia totală lui Streller spre colțul lung, mingea trece un pic pe lângă bară. Rada, am observat, nu sare pur și simplu lângă atacantul elvețian, deși el, așa uitându-te la el, are aliură de fundaș care să se bată, să umble după minge, era totalmente pasiv. Mi s-a părut înfiorător. CFR Cluj a avut aseară un om mare, portarul Felgheira și ăsta, a într-adevăr și-a făcut treaba și-a avut câteva intervenții remarcabile. Restul, un meci de slabă factură, care totuși duce până la urmă, sigur, rezultatul contează, duce la o premieră. Niciodată o echipă din România n-a câștigat în cupele europene pe terenul unei echipe din Elveția. Asta am aflat. Și Baselul, din ce știu eu din alte surse, nu pierduse pe teren propriu de vreo 24 de meciuri în cupele europene, având un procentaj de 100% în tururile preliminare. Niciodată în tururile preliminare, adică miezul verii, Basel n-a fost bătută acasă, pe St. Jacobs sau Jacobs Park, cum spun ei, Jacobs, cum spun ăia dacă asculți meciul la radio într-o limbă anglofonă, sau prins un streaming din ăsta cu un comentariu de prin țările arabe și îi spun tot Jacobs Park. În fine, pe St. Jacobs Park este practic de nestrăbătut acest FC Basel, numai că lucru bizar, așa văzut de la distanță, nu-i cunosc în amănunt, ei n-au reușit să adune nimic la această echipă, să pună niciun nume de Doamne ajută, deși anul trecut s-au bătut de la egal la egal și cu Manchester United și cu Benfica și ar fi trebuit să se vadă asta, după părerea mea. Adică să vedem, uite, echipa asta a progresat, a făcut un salt, a știut să treacă peste o anumită perioadă, a profitat de succesurile, de succesele pe care le-a avut și se dezvoltă. N-am observat nimic din toate astea la FC Basel, din potrivă că ar fi o criză și la ei și că în curând nu o să-i mai vedem jucând la acest nivel. La celelalte meciuri de aseară din Liga Campionilor au mai fost vreo 4, cum spuneam mai devreme, cam toate televizate la noi, cu excepția meciului la Helsingborg, pe care nu l-a dat nimeni, nici Dolce și nici Digi, unde Celtic s-a impus cu 2-0, mai clar decât mă așteptam, întrucât Helsingborg, echipă suedeză, marcase 6 goluri în dublă manșă în turul precedent cu Slats Wroclaw. Credeam că va avea totuși mai multă forță în fața unei echipe Celtic Glasgow, nu impecabilă, și cu atât mai mult în această perioadă a sezonului. Dar vorbim despre asta după o pauză. Da, suntem înapoi în direct, prieteni, și o să luăm legătura cu amicul nostru de la Londra, cel pe care l-ați ascultat și zilele trecute și care ne oferă informații proaspete de acolo, indiferent dacă avem să vorbim despre ceva concret sau nu. Aveți cazul Jocurilor Olimpice, care s-au terminat într-un sfârșit, sau pur și simplu despre cum văd englezii că se desfășoară această perioadă de mercato, să-i spunem, în lumea fotbalului. Salut! Salut, Ranu! Da, se aude mai bine decât dacă ai fi aici lângă mine. Asta este avantajul, nu știu cum reușim să stabilim cu Londra legătura la modul ăsta, dar ne bucurăm. Da, ne ajută internetul oricum. Și vreau să spun că vor veni 9 zile cu mulți bani cheltuiți, asta spun britanicii, 9 zile în care fiecare echipă va încerca să-și aducă ultimele alipiri acolo, ce mai pot să aducă în lot,
Se vor cheltui bani, pentru că sunt echipe care în continuare vor să-și găsească soluția câștigătoare. Sunt puține echipe care sunt mulțumite cu ce au momentan în lot și încă mai încearcă să miște pe ultima 100 de metri. Vreau să spun că aseară a fost aici președintele lui OM pentru a trata transferul lui Azpilicueta. El nu a fost nici inclus în lotul care se va duce în Moldova la deplasarea de la Sheriff Tiraspol și se pare, cel puțin sursele ne spun, că de aseară a semnat contractul pe 5 ani cu Chelsea. Nu știu dacă tu știi mai mult din partea franceză. Știam că sunt acolo și el și directorul sportiv. Nici nu știu dacă s-au întors de la Londra. Deocamdată urmau să se înțeleagă, da, la Provence scrie astăzi că s-au înțeles undeva către miezul nopții. Nu a fost oficializat transferul deocamdată de către OM. Se vorbește într-adevăr de 5 ani. Undeva se spune că Chelsea ar fi acceptat să plătească suma de 9 milioane de euro la care până la urmă OM a consimțit. După părerea mea, îl vând în pierdere pe Azpilicueta, chiar dacă el n-a costat decât 7,5 milioane și a rentabilizat prezența. Adică, în mod normal, el a jucat vreo 60 de meciuri pentru OM în ăștia 2 ani. A avut și o perioadă în care a fost accidentat foarte mult. Un transfer la nivelul ăsta, 7,5 milioane, cu o rată de 60 de meciuri în 2 sezoane și la rezultatele pe care le-a avut OM, se consideră un transfer amortizat în procent de 100%. Deci ei nu, economic, practic, și dacă îl dădeau pe gratis, n-aveau de pierdut. Așa se face socoteala la un transfer. Dar puteau să scoată mult mai mult. Adică Azpilicueta era un jucător de minimum 15 milioane, după mine, având în vedere că valorează, adică că are doar 23 de ani. Deci are tot viitor înainte. Zuma de la Saint-Étienne, fundaș central, pe care are tot așa, îl vor mai multe cluburi, am înțeles că ar fi disponibil undeva la 15 milioane de euro. Zuma, chiar dacă e tânăr, n-a demonstrat încă nimic în fotbal. Pe când Azpilicueta a fost capitan la un moment dat la selecționata olimpică a Spaniei, în orice caz la OM și-a făcut treaba din plin, a fost fundaș dreapta remarcabil, avea o stare de spirit excepțională, dovadă că a fost titular în primele două etape de campionat și n-a jucat cu gândul la transfer, așa cum au făcut-o alții sezoanele trecute, când dacă știau că vor pleca, nu mai puneau osul, da? Deci un om remarcabil, pe care noi nu o să-l putem înlocui, chiar dacă numeric avem cu cine, pentru că va juca Fanny pe dreapta, dacă nu va juca Fanny poate să joace Caboré, fundaș dreapta, că a mai făcut-o, dacă nu joacă Caboré poate să joace Mongo ăsta de la echipa a doua, un tinerel neinstruit deocamdată. Deci am avea soluții pe partea respectivă, dar niciunul dintre ei nu reușește să se ridice la asemenea nivel. Numai că, nefiind bani și clubul putând să facă o economie și la salariu și ca și sumă, pentru că nu va investi OM această sumă practic pe nimeni, deci bagă 9 milioane de euro în conturi și atât, nu va lua pe nimeni pe postul ăsta, așteaptă să mai vândă alți jucători dacă vrea să mai cumpere ceva, se gândește că totuși pe perioada asta de criză a reușit să facă o economie, că de fapt despre asta e vorba. Da, dacă n-ar fi fost situația asta de la OM, care e în prezent, cu siguranță jucătorii ăștia nu puteau să plece chiar pe prețurile astea. Și vreau să spun că a mai plecat din Anglia o ofertă către OM pentru Jordan Ayew. Da, am auzit și că ar fi vreo 4,5 milioane de euro. Exact, Reading a trimis această ofertă. Așa, iarăși mi s-ar părea o prostie, eu nu văd care-i scopul. Jordan Ayew a fost format de club, el n-a jucat niciodată la altă echipă, e născut în Marseille, este feciorul cel mic al lui Abedi Pelé, e un jucător de 20 de ani, n-ai de ce să-l vinzi pe o asemenea sumă, adică dacă îți dădea cineva 10 milioane, da, așa el rămâne, mai joacă un an, mai joacă doi, n-ai de ce să te grăbești cu el, avem nevoie, pentru că efectiv e foarte limitat, ca jucător profesioniști vorbesc, așa, la tineret avem destui, ca profesioniști efectiv e limitat în acest sezon, Ayew deja e la a treia ediție de campionat, deci el cunoaște, știe cu ce să mănâncă acest campionat, e tinerel, e încăpățânat, are un talent fabulos. E un jucător neșlefuit, într-adevăr, care dacă va ajunge pe mâini bune, nu la Reading, dar dacă vreodată îl va vedea cineva acolo și îl va transfera la un club mai mare, gen Arsenal, de exemplu, sub mâna lui Wenger sau nu știu pe unde, l-ar putea să ajungă un jucător excepțional. Da? Da. Deci ăsta este motivul pentru care nu ai de ce să-l vinzi pe o asemenea sumă. Cu el nu face economie la salariu, pentru că nu câștigă enorm.
Așa, iar banii ăia nu poți să iei un jucător de nivelul lui. Știi? Deci da. Am auzit de această variantă. Noroc că taică-s-o nu e un tâmpit. De asta ei n-au plecat până acum, frații Aiu, pentru că aveau oferte. Tocmai de asta taică-s-o l-a convins pe Feciorul cel Mare, adică pe Andrei Aiu, care era la sfârșit de contract sezonul trecut, să-și prelungească înțelegerea și ceea ce s-a și întâmplat și să fixeze o clauză decentă, pentru că știi că el putea să plece contra unei sume de 3 milioane de euro. Taică-s-o s-a împotrivit și a zis, domnule, lasă că facem noi un alt contract, pentru că tu ești format aici la club, ăștia s-au ocupat de tine, eu am jucat aici la club, am câștigat Champions League cu Marseille, hai să nu lăsăm clubul ăsta așa, în izmene, în momentul în care... Și i-au făcut o clauză de 18 milioane de euro lui Andrei Aiu, fără de care el nu va putea să plece. Deci asta spun. Pentru că el are 22 de ani, Aiu ăla mare, da? Nu este un jucător pe care să-l dai pentru o criză economică degeaba. Și atunci, sigur că la 18 milioane de euro, da, tată, un jucător format la club, care ți-a mai și jucat 3 sezoane, așa... Da, poți. Pe 18 milioane este o sumă absolut corectă, mai ales pentru vremurile astea, să-l dai dacă cineva, un mare club, că la 18 milioane nu te ia o echipă mică, să te duci și să joci acolo, ceea ce este bine și pentru el, bine și pentru club. Dar să-l dai pe ăsta micu, care să spune e mai talentat, pe o sumă derizorie, după mine, o sumă de care n-ai neapărat nevoie, nu suntem totuși în faliment, în loc să-l mai ții un an, să-l mai vadă lumea și poate că reușești peste un an să-l vinzi mai mult. Dacă nu reușești peste un an, îl vinzi peste doi. El nu este un salariu greu de suportat. Cum a fost, de exemplu, al lui Diara, care, înțeleg, avea un salariu uriaș, da? Aproape 300 de mii de euro pe lună. Sigur că un astfel de jucător te dispensezi ușor de el. Adică era și bătrân. Acolo am făcut o afacere, într-adevăr. Da, aici oricum este doar ceea ce a transmis Reading către OM. Da, e posibil, e posibil să mai pluseze, pentru că ăștia au un patron proaspăt, cum ar veni, cu care au reușit promovarea, un rus, Zingarevici. El i-a preluat echipa Reading și aduce acolo un plus financiar, însă sigur că nu vor ajunge la banii de care spuneai și tu, la 18 milioane, 15 milioane, vor mai plusa acolo, înspre 10. Nu, nu, pe ăsta micul n-are clauză. Nu, ăsta poate să... Eu ziceam de celălalt. Că are clauză de 18 milioane, fratele lui. Nu, ăsta nu are, n-are nicio clauză, poate să plece pe oricât teoretic. Dar ar fi logic să-l dai și la un club așa de mic, unde el nu cred că va reuși. E prea tinerel, nu e încă de plecat în lume. Eu, din câte știu, OM contează pe el. Deșeu n-a vrut să-l împrumute sezonul trecut, deși ar fi putut să o facă la orice echipă de asta cât de cât mică din Franța, unde băiatul să mai apuce să joace, să aibă mai multe minute în picioare. El nu pleacă în calitate de titular absolut sezonul ăsta, deși ci că ar fi pus condiția asta, dar îl pune tasul la punct. Și ți-am spus, este de exploatat. Nu e, știe deja care e treaba în campionat. Nu, ar fi o greșeală. Acum zic eu că OM n-a zis deocamdată da. Jordan Aiu la ora asta e în avionul spre Moldova. Deci deocamdată nu se pune problema unei plecări a lui nici la meciul cu Șeriful și nici duminică la Montpellier. E clar că săptămâna asta nu se va întâmpla nimic cu el. Să sperăm totuși că dacă ăia vor veni și vor spune, domnule, vă dăm 10 milioane pe ăsta micu, da, m-aș gândi și eu. Aia e o sumă de la care încep să te gândești totuși. Adică dacă toate speranțele clubului ar pleca pe 10 milioane de euro după ce a stat 3 sezoane, n-ar fi rău. Da, deocamdată oricum, Reading încearcă marea cu degetul, să vadă exact cam cât s-ar cere pentru el sau cât, la ce sumă ar trebui să ajungă și dacă i s-ar da drumul de acolo din Franța. Cam asta e situația momentan în cazul lui. Da. Însă aș vrea să-ți povestesc un pic despre finalizarea transferului lui Emmanuel Adebayor, care și-a cunoscut sfârșitul ieri. În sfârșit a ajuns la Tottenham de la Manchester City după o telenovelă întreagă și sunt câteva cifre interesante care înconjoară acest transfer. Adebayor avea 170.000 de lire pe săptămână salariul la City. Și acum a fost convins până la urmă să semneze nou contract la Tottenham pe doar 100.000 pe săptămână. Deci el pierde vreo 70.000 pe săptămână în noul contract pe care îl semnează cu Tottenham. Și cum a reușit să-l convingă este că cei de la City au redus pretențiile lor financiare, cât se ceară de la Tottenham, au fost mulțumiți cu doar 5 milioane de lire sterline pe care le-au primit de la londonezi și, în plus, Tottenham a putut să-i dea o sumă la semnături
absolut halucinantă. 4 milioane de lire sterline primește Adebayor numai pentru semnarea contractului. Da, păi de asta a acceptat probabil diminuarea. Da, asta a contrabalansat practic ceea ce pierdea el din salariu săptămânal. Însă Tottenham nu putea să ajungă cu salariu săptămânal atât de sus pentru ceea ce se întâmplă la nivel de lot. Ar fi fost un dezechilibru absolut devastator pentru clubul londonez. Da. Nu ajung atât de sus salariile de la Tottenham. Da, e clar. Mai e și bine oricum Adebayor. Asta e un băiat care cu foarte puțin în viață a reușit să se descurce. Da, nu e un mare fotbalist, n-a fost niciun mare talent, îl știu de când era în Franța. Era un longilin, așa avea un pic de aliură, într-adevăr, știa să dribleze, dar dacă n-ar fi fost canalizat și n-ar fi ajuns la nivelul ăsta, la niște cluburi uriașe, a fost și la Real Madrid, îți reamintesc. Da. Nu e de nivelul ăsta. Ce să mai aude cu Modric ăsta? E la Madrid, a semnat... E o telenovelă continuă ce se întâmplă cu Modric. Ieri îi spuneam și lui Andy că practic ieri a încercat Marca să-l transfere mai mult decât au încercat cei de la Real Madrid. Marca a publicat ieri o gafă incredibilă, o poză cu Modric care era dat ca și cum ar fi în Madrid la ambasada Croației de acolo. Yeah. Și poza era total aiurea, era din 2010 și din Zagreb. Nu, nici măcar nu era o poză din Madrid. Ei photoshopuiseră un număr de matriculare al mașinii în care apărea Modric cu un număr spaniol. Și mai departe, da, după ce englezii s-au prins și au lămurit că e vorba de o altfel de poză, cei de la Marca și-au cerut ieri scuze. Ce pot să spun este că se pare că se va finaliza până la urmă. El este în continuare în tratative intense, dar trebuia totul să se finalizeze de săptămâna trecută, când vineri a fost în tratative acolo cu cei de la Madrid, Daniel Levy, s-a dus acolo, a tratat cu ei, se pare că se înțeleseseră ca un pachet final să fie undeva la 35 de milioane de euro și totuși, când a ajuns acolo, Levy le-a trântit la ăștia sub nas, mai vreau 2 milioane în plus. Da. Și asta pentru că se spune că Chelsea ar fi dispusă să dea cei 40 de milioane pe care îi solicită Tottenham. Dar ăștia ar prefera să-l dea, bineînțeles, în Spania. Doar că se mai țigănea puțin la bani. Asta a fost ce a întârziat transferul și vreau să spun că e o situație de blocaj pentru Tottenham, pentru că ăștia încearcă acum să vadă ce anume pot aduce de banii pe care i-ar lua pe Modric și momentan nu știu exact cum stau în lot. L-au rezolvat pe Adebayor, astăzi au reușit să facă vreo câteva plecări interesante de la club. Tom Huddleston a plecat împrumutat la Stoke City. De asemenea, Michael Dawson, un fundaș central, e dat la Queen's Park Rangers. Queen's Park Rangers astăzi a dat o dublă lovitură. Au pierdut prima etapă cu 5-0 cu cei de la Swansea și astăzi au urmat ce au găsit ei ca soluție să nu mai pățească așa ceva. L-au luat pe fundașul central Michael Dawson de la Tottenham pentru o sumă de 7,5 milioane de lire, la care se poate adăuga un 1,5 în cazul de bonusuri de performanță. Și mai departe, Ricardo Carvalho, adus de la Real Madrid, împrumut pe un an de cei de la Queen's Park Rangers. Așa că au fost două mutări interesante care s-au petrecut astăzi la nivel de lot al lui Tottenham și cei de la Queen's Park Rangers. Și mai vreau să aduc vorba și despre Mvila, care în continuare este în mijlocul zvonurilor aici în Anglia. Din ce am aflat, managerul sportiv al lui Rennes, Pierre Dreossi, a spus că va pleca. Transferul ar trebui să se rezolve săptămâna asta și că Rennes a primit 3 oferte pentru jucător. Sursele de aici din Anglia spunând că e vorba de Arsenal, Tottenham și Zenit St. Petersburg. Dar că în Rusia el nu vrea să plece, iar în Anglia oferta mai bună este a lui Tottenham pentru Rennes, în vreme ce el personal ar vrea să ajungă la Arsenal. Tu știi ceva în plus? N-am mai auzit, n-am mai urmărit cazul. Aștept să se concluzioneze ca să știm mai multe. Da, se pare că până la urmă se va face. Dar hai că trebuie să luăm, mi se spune, o pauză publicitară. Mulțumim de intervenție și de informații, ca de obicei. O să mai avem ocazia să vorbim, poate cu altă ocazie, nu știu dacă exact în emisiunea de astăzi.
ținem legătura și vedem ce va ieși. O să-l comentăm și pe Vilar când va fi ceva mai clar. Mulțumim. Numai bine. Iată că ne-am întors. Prieteni, rămăsesem înainte să vorbim la Londra cu rezultatele noastre în Liga Campionilor. Uimitorul 2-1 al CFR-ului, încă o dată spune, anunțat de nimic și aproape nemeritat în fața unei echipe din Basel care dă cu piciorul unei situații cu care s-ar putea să nu se mai întâlnească prea curând, și aici mă gândesc chiar la o perioadă destul de lungă de timp. Da, să ratezi intrarea în Liga Campionilor când sezonul trecut aproape că te-ai distrat cu Manchester United și cu Benfica, echipe care n-au câștigat la Basel, da, să te elimine CFR Cluj cu Neando pe bancă, mi se pare scandalos. Sigur, CFR Cluj, nu știu dacă își dă seama că la erorile administrative pe care le-a făcut și la genul de oameni care se află în conducere, probabil că nu știe treaba asta, s-ar califica chiar și dacă ar pierde cu 1-0 pe teren propriu. Neando sigur nu știe. Poate că Iuliu Mureșan da. Pascani cred că e prea puțin interesat de genul ăsta de teme. Andone va afla probabil până miercurea viitoare că nu e necesar să facă 0-0 acasă CFR, ci chiar să piardă cu 1-0 și tot merge în Liga Campionilor, ceea ce ar însemna într-adevăr o lovitură de proporții pentru Pascani, adică în condițiile astea nu văd cum sincer n-ar câștiga titlul și la sfârșitul actualului sezon, adică avea bănuți de investit în campionat, așa cum știu ei foarte bine, chiar dacă legenda spune că ei un an bagă bani și altul nu. Dar acum să vedem. S-ar putea ca să fie suficienți bănuții ăștia care vin din Champions League pentru a câștiga în acest an campionatul. O să mai vorbim despre Cluj, mai avem și meciul retur, probabil că el va semăna în mare măsură cu ceea ce am văzut aseară în Elveția. Celelalte rezultate până la urmă au clarificat într-o oarecare măsură soarta echipelor calificate, în sensul că Celtic Glasgow nu are cum să piardă Liga Campionilor și așa se califică rară, așa că e o performanță la care vor medita. Cu Helsingborg 2-0 în deplasare, victorie netă pentru Celtic, câte un gol în fiecare repriză. Dinamo Kiev a profitat de faptul că este din plin ancorat în campionat, chiar dacă a pierdut surprinzător la Vosk la Poltava în ultima etapă 1-0 și are deja 3 puncte în spatele lui Shakhtar după 5 sau 6 etape. E bine, campionatul Germaniei n-a început, iar Borussia Mönchengladbach, în ciuda faptului că a rămas cu Lucien Favre, elvețianul, pe banca tehnică, în ciuda faptului că se reîntâlnea cu Liga Campionilor după o pauză uriașă. Dar nu știu dacă Borussia Mönchengladbach a jucat vreodată în Champions League, măcar în tururile preliminare, n-am cunoștință de așa ceva, dar nu țin minte. În ciuda faptului că a avut un public formidabil la Mönchengladbach și că a deschis scorul relativ repede în primul sfert de oră, n-a reușit să-i facă față lui Dinamo Kiev, a pierdut cu 3-1 și are șanse mici, nule, practic, evident, de calificare. Așa că va bascula în Europa League, ceea ce până la urmă nu mai e o performanță pentru un club care s-a bătut tot sezonul ca să prindă acest al treilea loc, singurul accesibil în spatele Borussiei Dortmund și al lui Bayern München. Și o dramă pentru Gladbach, care plătește până la urmă pentru această lipsă de pregătire fizică, nici n-aveau cum să facă. Oricât era pentru ei de important acest meci, nu puteau să ajungă la nivelul de pregătire al lui Dinamo Kiev, care are 5 sau 6 meciuri în plus în competiții oficiale, și asta înseamnă că și-a axat pregătirea de vară pe acest tip de program. Da? N-avea cum Borussia Mönchengladbach să compenseze aceste lucruri. Dar tot ieri victorie la limită pentru Spartak Moscova 2-1 cu Fenerbahce. Rușii erau favoriți în prisma faptului că sunt în plin campionat, iar Fenerbahce de-abia a început. În Turcia s-a desfășurat o singură etapă până acum, aveau avantajul pregătirii rușii, nu au profitat 100% de el pe faimosul teren sintetic al lui Spartak. Abia un 2-1, până peste încă o săptămână la Istanbul turcii vor mai acumula ceva. Au jucat destul de moale ieri cei de la Fenerbahce,
E adevărat că nici la vas lui, ține minte, n-au făcut diferența decât pe final. În orice caz, șansele sunt mai mari pentru Fenerbahce, după părerea mea. Dom'le, dacă pe terenul tău, cu publicul ăla, pe Inunu, nu reușești, sau cum se numește stadionul lor, s-ar putea să-l confund cu ăla lui Beşiktaş. În fine, pe faimosul lor stadion din partea asiatică a Istanbulului, nu reușești să bați cu 1-0 pe Spartak Moscova, totuși nu e o mare echipă, atunci nu meriți să joci în Liga Campionilor. Dar va fi un meci intens oricum, meciul retur de săptămâna viitoare la Istanbul, și pe care chiar ne putem baza. A mai fost victoria lui FC Copenhaga 1-0 contra lui Lille, meritată, logică, după cum s-a jucat. Lille n-a reușit nicio clipă să desfacă sistemul de 3-5-2 al danezilor, deși a avut meciul mână, ratând un penalti la 0-0 Lille prin Dimitri Payet, care a tras extrem de slab. Și să nu fi vrut, practic, portarul danez tot ar fi trebuit să apere șutul. La 0-0, așadar, Lille a ratat un penalti, după care Santin a marcat pentru Copenhaga în prima repriză. Va fi un meci tare pe nou stadion al lui Lille. Săptămâna viitoare ar fi o imensă înfrângere, nu o dramă, dar o imensă înfrângere pentru Lille, club mic, sigur, dar cu ambiții, și campioana Franței în urmă cu două sezoane, să nu reușească să treacă de un club pe care îl reamintesc acum câțiva ani, OM, cum 3 ani, l-a spulberat în Europa League, și în mare parte era aceeași echipă la FC Copenhaga, câștigând ambele manșe cu 3-1, 6-2 a făcut Marseille în dublă manșă pe FC Copenhaga, practic cu aceeași osatură pe care o au danezii și astăzi. Și mai ales că asta n-ar fi fost totul, că acel meci s-a jucat în Europa League sau în Cupa UEFA, cum se numea atunci, unde sigur miza era mai mică, dar să te scoată de la milioanele din Liga Campionilor o astfel de echipă, sigur că e o înfrângere extraordinară. Da, revenim după o pauză și o să vorbim și despre partidele de astăzi, încă 5 din Liga Campionilor, imediat. Fraților, între timp avem actualizată informația care bântuia și săptămâna trecută pe site-uri, și am și vorbit despre ea într-o oarecare măsură. Mutu s-ar pregăti să semneze în sfârșit cu Athletic Ajaccio și ar fi anunțat pe contul său de Twitter, într-un text în limba italiană, că luni va fi la Ajaccio și va semna. Asta după ce postase deja capul maur sau capul de mort, cum se spune pe la noi, emblema Corsicii, tot așa pe contul lui. Ăsta nu și-a închis Twitter-ul, Adrian Mutu, rămâne să corespondeze acolo cu fanii lui, după ce, țineți minte, președintele lui Ajaccio, Alain Orsoni, spunea zilele trecute că acest transfer este iminent. El a fost dezmințit de agenții lui Adrian Mutu. El n-a comentat niciodată informația, spunând că vrea să rămână la Cesena, nu știu ce, unde era plătit, se spune, cu 150.000 de euro pe lună. Iar la Ajaccio, după ce se pretinde pe aceste site-uri, n-ar avea un contract mai mare de 75.000 de euro lunar, dar maximum, ba, poate chiar un pic sub 75.000 pe lună, ceea ce totuși nu e puțin, e adevărat, plus cine știe ce bonusuri de prezențe la meciuri e posibil să-și fi negociat și asta, bonusuri de obiectiv, plus faptul că ar putea să joace la o echipă mult mai vizibilă decât Cesena, chiar dacă fotbalul italian este mediatizat mai mult decât cel francez, dar mă gândesc că totuși Serie B în Italia este sub ligă. Din punctul ăsta de vedere, nu al valorii campionatului, că acolo evident că nu se compară. Faptul că el poate să fie văzut și cine știe, după un an la Ajaccio, să mai prindă poate un contract, dacă va fi în formă fizică, da? Și o să mai aibă puterea să joace și în altă parte. La Ajaccio, așa cum spuneam și zilele trecute, obiectivele sunt mici. Nu e o presiune prea mare pe proprii jucători.
Evitarea retrogradării este arhi-suficient. Ajaxiu a început bine campionatul cu 4 puncte în primele două jocuri, dar acum are 2 puncte de penalizare pentru scandalurile din sezonul trecut. A rămas doar cu 2 puncte până în momentul de față. Cine știe ce se mai poate întâmpla? Cred că vom mai face un apel, eventual să încerce să scape de aceste penalizări. Da, și chiar dacă nu vor scăpa, pare să fie o echipă solidă. Doar 3 echipe n-au primit gol în acest sezon în Liga după primele 2 meciuri: OM, Valenciennes și Ajaccio. Sunt doar 3 echipe cu 0 la pasiv. Ajaccio a jucat totuși 2 meciuri interesante pe teren propriu cu PSG, chiar dacă PSG-ul a avut jumătate de echipă absentă, și o deplasare la Nice, nu foarte ușoară. Primul meci din era Puel la Nisa, primul meci pe teren propriu în plus, pe care l-a negociat foarte bine. Pentru noi ar fi într-adevăr un eveniment, pentru televiziunile din România ar fi o palmă uriașă. Este pentru prima oară după nu știu câți ani când Liga nu se televizează la noi, din motive economice în primul rând, nu de atractivitate, deși sigur că multe meciuri au fost plictisitoare sezoanele trecute pentru cei care nu erau fani îndârjiți acestui campionat. E adevărat și asta, te uitai destul de greu la unele meciuri dacă nu aveai o miză personală, dar chiar și așa, să-l ai pe Mutu în campionat și să nu poți să televizezi niciun meci, pentru că atenție, în Franța nu se pot televiza meciurile la bucată. Deci ăsta nu este genul de campionat pe care să-l cumperi tu cum cumpărau televiziunile noastre din Ucraina sau din Turcia. Da? Să țigăneau pe mail-uri și pe faxuri o după-amiază întreagă, gen sport.ro sau GSPTV, când a ajuns Hagi la Istanbul, sau Rădoi în Arabia Saudită, și ne dădeau câte o bucățică de asta de meci. Bine, aici nu se poate face așa ceva. Meciurile nu pot să fie transmise decât dacă plătești pentru ele. Iei tot calupul pe 3 ani sau cât să face contractul. Dacă nu, nu vezi nimic. Probabil că nu este încă interzis și se mai poate cumpăra, dar va fi interesant de văzut dacă cineva se va putea alinia acestei cerințe, care ar deveni una importantă dacă Mutu va juca la Ajaccio, care chiar ar putea să conteze. Să vedem, că până luni mai este mult. El se prezintă luni la echipă, multe se mai pot întâmpla până atunci. Știm foarte bine cum sunt cu transferurile astea. Nu știu dacă au ajuns verii sau frații mai degrabă la un acord de comision cu Ajaccio, să-l aducă pe gratis pe Mutu. El nu, Ajaccio e clar că nu plătește nimic către Cezena, altfel transferul nu s-ar fi făcut. Asta era prima condiție a lor. A doua era ca Mutu să accepte o diminuare a salariului. În aceste condiții e clar că impresarii, cărora le conveneau cele două variante, au cerut niște bănuți. Orsoni ăla e uns cu toate alifiile. Deci ăla este un individ care a făcut parte și din mafie, are un frate care a fost omorât, atenție, sau avea un frate, între timp acesta a mierlit-o, tot așa într-un conflict pe acolo. Nu e genul de om pe care să-l păcălești tu, da? Deci atenție, poți să fii tu Giovanni Becali și Victor Becali de la pământ până la lună și înapoi, că pe Orsoni nu-l păcălești. Dacă ăla a acceptat să le dea comision fraților, bravo lor, înseamnă că au știut să negocieze, au reușit să intre sub piele lui ăsta. Atenție totuși să nu fi umblat cumva să-l fraierească pe Orsoni. Cine știe cu ce tertipuri, cu ce-o fi scris, cu cerneală de-aia care să ducea de-aia simpatică, da? Să ștergea pe urmă, să nu fi făcut vreo șmecherie dintr-asta. Nu zic că au făcut, știu și ei că au umblat peste tot, au fost în Italia, la Napoli și pe nu știu unde. Cunosc și ei sistemele astea complicate de viață. Au trecut prin multe. Sunt oameni care au stat cu glonțul la tâmplă de atâtea ori și cu sabia deasupra capului. Dar asta spun să nu cumva să fi umblat la așa ceva, că le va sta capul unde le stau picioarele. De data asta nu mai scapă dacă așa ceva au făcut. Dacă nu, într-adevăr, e o chestie genială să-l vedem pe Mutu într-adevăr în niște condiții dificile de viață,
Vreau să spun că lui Ajaccio nu-i va fi ușor pe niciun teren din Franța, în mod evident. Mutu va avea de dat niște lupte extraordinare cu fundașii din ligă, bine pregătiți fizic, hârșiți, complicat. Dacă ești un mare fotbalist, îi poți păcăli. Da, și poți să ajungi să dai niște goluri. El a avut un sezon slab la Cheze, a marcat puțin. În normal, în ritmul ăsta nu va face mare lucru la Ajaccio. Dar contează și atmosfera pe care ăia vor ști să o facă în favoarea lui. El va fi acolo primit regește. E clar, va avea toate condițiile. Ăia îl vor pune într-o situație favorabilă. Pe ei nu interesează că ăsta a luat droguri, că ăsta este motivul pentru care, că e bătăuș, că astea în Corsica sunt fleacuri, tăticule. Te-ai dopat odată sau te-ai bătut cu unul cu ranga, hai, că n-are nicio importanță. La ei să-l fi pleznit pe unul cu ranga e ca și cum spui, tată, i-am pus o insignă în pieptul ăla. Ce e asta cu ranga? Păi, dar stai, tată, că acolo sunt unii care au fost ciuruiți de nu știu câte ori și încă trăiesc. Na, ranga nu-i nicio problemă. Ea nu se bat cu ranga, dar acceptă chestiuni de genul ăsta. L-au prins dopat cu sibutramina, aia că sunt și bechea, vin râd aia corsicanii când aud așa ceva. L-au prins cu cocaină, să-ți fie de bine, tată. Cocaina este și acolo, nu-i nicio problemă, controlele antidoping, las cu vedea ei. Și știți cum e la Ajaccio, dacă lucrurile nu merg bine, cum era pe vremea lui Chițu la Câmpina. Dacă lucrurile nu mergeau bine, timpul avea răbdare să se îmbunătățească, da? Și să juca până prin minutul 108, până când reușea Câmpina să o bage națe. Știi? Așa e și aici. Lasă că acolo la ei, dacă arbitru vine și te fură, nu mai pleacă. Sară ea și liniștesc. Au fost faze de genul ăsta. Hai că în Liga 1 sunt mai urmăriți, mai supravegheați un pic, da? Vă reamintesc că la Gazelec, Ajaccio, ăștia care au promovat sezonul trecut din Național în Liga 2, Ajaccio are o echipă profesionistă în prima ligă și una într-a doua. Niciun alt oraș din Franța, nici măcar Parisul, nu este în această situație. Este singurul club care are echipă și în Liga 1 și într-a doua. Ajaccio, singurul oraș, adică. E bine, ăia de la Gazelec, cu puștile l-au așteptat pe arbitru și l-au amenințat după nu știu ce meci. Au fost mărturii ale fotbaliștilor, au fost amenințați cu arma pe tunelul când ieșeau la vestiare după un meci de ăsta la care s-a luptat pe viață și pe moarte, da? Așa că astea spun, sunt fleacuri. Ăștia n-au trebuit să se justifice, frații, bă, dar știți că are un trecut mai nu știu cum, că Mutu are un comportament mai nu știu cum, că mai irascibil, că sunt convins că a intervenit Victor Becali să le explice, ei credeau că ăia-s născut după ultima ploaie acolo, da? Și că, domnule, să fiți atenți, că el de fapt e băiat bun, are un suflet extraordinar de zahăr, dar numai că a fost provocat și că el atunci când e provocat, având caracterul ăsta puternic, reacționează. Au încercat frații să-i pună în temă pe ăștia de la Jacques, nu-i dai seama că au început să râdă. Asta nu e o problemă la ei că a avut astfel de conflicte. Însă să vedem jocul, cum ar fi spus Neaimi, pe teren. Acolo, să vedem că jucători de nivelul lui Mutu n-a mai existat din România în campionatul Franței. Eu nu mi-amintesc. Deci deocamdată în epoca asta modernă noi n-am avut așa ceva. Astea au fost niște fâsuri cu Daniel Niculae, cu Bănel Nicoliță. Ăștia nu erau de calibru. Au fotbaliști mediocri. Chiar și Dican, ăla de la Cluj, a jucat pe vremea la Guignon în Liga a doua pe vremea respectivă. Au fost Guignon și în prima ligă un pic. Mihali a mai jucat și așa mai departe. Deci genul ăsta de fotbaliști, nu, tată, nu impresionau cu nimic. Deci de la Pițurcă și Bălănic au prins un pic pe vremea cealaltă meciuri în campionatul Franței, n-am mai avut la acest nivel pe nimeni. Bun, o să vorbim despre meciuri și despre toate astea. Mai luăm o pauză și ne întoarcem. Da, ne-am întors, fraților, și din ce am văzut eu pe l'Equipe.fr, într-adevăr, Mutu va fi luni în Corsica și va semna marți, dacă trece de vizita medicală, un contract pe 2 ani cu Athletic Ajaccio. Asta în condițiile în care nu se schimbă nimic până luni. Dar să ne reamintim că totuși președintele Orsoni declara zilele trecute, deja cred că sunt mai bine de 10 zile, că s-ar fi înțeles cu Adrian Mutu și că lucrurile sunt ok la nivelul ăsta.
omul se pare că de atunci știa despre ce vorbește, ciuda faptului că la noi s-a negat în bloc, fără niciun fel de reacție pe față. Victor Becali a spus că nu este vorba de nimic, Mutu absolut nimic n-a vorbit despre Ajaccio, chiar dacă, sigur, ei nu riscau foarte mult, atât timp cât Mutu nu era curtat de vreo mare echipă din Europa, nu văd de ce s-ar fi ascuns. Ăla, în momentul când a ieșit și a spus, așa a fost, da? Era nicio discuție, atât că asta se confirmă, Mutu a scris pe Twitter, am și văzut postarea lui, că luni este în Corsica, deci lucrurile par să meargă în direcția asta, atâta doar cu amendamentul că până luni genul de om care e Mutu să poate suci. Cine știe ce ofertă vine de pe nu știu unde, iau ăștia comisiuni mai mare, din altă parte, să mai pot, lucrurile pot să capoteze. Cel a urmat să semneze contractul, avea marțea viitoare. N-are nicio șansă să joace în etapa de campionat din acest weekend pentru Ajaccio. Vorbeam de meciurile de Champions League, sunt 5 astăzi, nu extraordinare, 3 dintre ele vor fi și la noi la TV, de exemplu Malaga cu Panathinaikos. E adevărat că pentru una dintre cele două va fi sfârșitul unui vis, e clar că amândouă tânjesc la banii din Liga Campionilor. Malaga, care vă reamintesc când a fost preluată de Barosani ăștia, era la retrogradare în prima ligă spaniolă, ăștia au reușit să o ducă până în locurile de Champions League, performanță excepțională, și au de trecut acum de Panathinaikos, care și ea, sigur că este o obișnuită a fazelor de grupă din Liga Campionilor, deci evident că pentru oricare dintre echipe ar fi o mare înfrângere, o imensă durere să rateze Liga Campionilor într-o asemenea situație, cam cum se întâmplă pentru Borussia Mönchengladbach. Se mai transmite Braga cu Udinese, două echipe mai degrabă mici. Aici, sigur, deși nici ele nu sunt obișnuite cu Liga Campionilor, putea să spun că aia care este învinsă nu va avea chiar atât de mult de suferit, întrucât nu are obișnuința meciurilor de Liga Campionilor. Udinese a mai trecut prin tipul ăsta de baraj și pare să fie favorită, deși Braga a debutat bine campionatul, 2-2 pe terenul Benficăi, este finalistă de dată relativ recentă a Cupei UEFA, așa că meciul promite. Se mai transmite de asemenea AEL Limassol cu Anderlecht. Anderlecht a jucat bine în ultima vreme, este lider în campionatul Belgiei, o echipă interesantă în momentul de față, pare să fie în formă. Anderlecht este cea care a zdrobit-o 11-0 în dublă manșă pe Ekranas, viitoarea adversară a Stelei în Europa League. 6-0 și 5-0 a bătut-o Anderlecht pe Ekranas, așa încât ne așteptăm ca la acest nivel belgienii să fie favoriți cu AEL Limassol. Cele două partide care nu se pot vedea astăzi la noi pe TV, bate Borisov, joacă acasă la Minsk cu Shmona Kiryat din Israel, un meci care într-adevăr nu pasionează. Bate este favorită, echipă care a întâlnit sezonul trecut Barcelona și Milan în Liga Campionilor. Și de asemenea un meci modest, Dinamo Zagreb Maribor din Slovenia, iarăși indiferent ce se întâmplă, Dinamo Zagreb pare să fie ușor favorită. Da, meciul este oricum echilibrat, nu se poate băga mâna în foc. Nu este o partidă care să pasioneze la înalt nivel. Însă tot astăzi, de la ora 19:15 ora României, se joacă prima manșă din meciul VfB Stuttgart Dinamo Moscova în play-off-ul Europa League. Dan Petrescu debutează ca antrenor pe banca celor de la Dinamo Moscova. Un meci greu, sigur, prin prisma adversarului, dar totuși, atenție, Dinamo Moscova poate să facă ce a făcut Dinamo Kiev ieri la Mönchengladbach, având în vedere că Stuttgart n-a început campionatul. Dinamo Moscova, sigur, are 5 bătăi în 5 meciuri în campionat. A fost bătută de Tere Groznăi cu Dan Petrescu în tribune în ultima etapă. Pe teren propriu 2-1 a câștigat Tere Groznăi, este ultima în campionatul Rusiei, dar oricum are plusul ăsta de pregătire fizică, ar putea să conteze, ăsta să fie chiar decisiv în această seară la Stuttgart.
Dinamo Moscova, reamintesc, a bătut-o ca pe fasole pe Dundee United 7-2 în dubla manșă în turul precedent de calificare în Europa League. Cea care va fi învinsă între Stuttgart și Dinamo Moscova și încheie parcursul european. Echipele care pierd în play-off-ul Europa League se duc direct acasă. Deci de aici nu mai există nicio supapă, nu mai au de să te salvezi. Din păcate, acest meci nu este televizat, deși atât Digi cât și Dolce s-au lăudat peste tot că au cumpărat și Europa League în acest sezon. Nu este niciun semn că vreuna dintre televiziuni ar transmite vreun meci din acest play-off, nici măcar al echipelor românești. Reamintesc că Kranas din Lituania cu Steaua mâine se transmite pe Antena 1, iar Dinamo cu Metalist Harkov pe sport.ro. Meciul FC Vaslui intern n-am cunoștință deocamdată să se televizeze pe undeva. În presa care a apărut astăzi nu apare nicio informație. Se mai negociază, probabil nici pe site-uri n-am văzut nimic astăzi la prânz. Iar despre celelalte meciuri din Europa League nicio vorbă. Tot în această seară în Premier League debutează etapa a doua cu meciul Chelsea-Reading. Chelsea, după ce a câștigat lejer la Wigan 2-0, scor stabilit în primele 10-15 minute în prima etapă, cu un Eden Hazard în plină formă, a obținut un penalti și a dat o pasă decisivă, ar avea o misiune ușoară cu Reading în mod normal. O să vedem ce se va întâmpla. Englezii de aici înainte sunt și ei în plin campionat. Da, deci cam asta ar fi la nivel de partide pentru astăzi. Mai luăm o pauză și o să ne întoarcem, o să vorbim pentru finalul emisiunii alte chestiuni. Ne-am întors pentru finalul emisiunii. Apropo de campionatul Franței netransmis de nimeni și de venirea unor vedete de calibru totalmente neașteptate, nu vorbesc de Adi Mutu, ci de Zlatan Ibrahimović, de Thiago Silva, pe această criză, din toate punctele de vedere, au semnat cu Paris Saint-Germain, singura echipă care își permite, într-adevăr, să facă ce vrea. Condițiile în care președintele François Hollande se va ține de cuvânt și va aplica noile reguli fiscale. Se știe că el a declarat înainte de a fi ales președinte că fotbaliștii câștigă mult mai mult decât merită, ceea ce e adevărat, și că fiscalitatea va fi la sânge în ceea ce îi privește. Se va aplica regula aceea cu declarația de avere și cu impozitul pe avere pe care îl plăteau mari oameni de afaceri din Franța, și că asta se va răsfrânge și la fotbal. O veste bună pentru statul francez, notează Le Point. Citesc aici de pe digisport.ro un articol apropo pe această temă. Ei bine, 237 de milioane de euro ar urma să plătească Paris Saint-Germain în 3 sezoane dacă Zlatan Ibrahimović își va duce la îndeplinire contractul cu PSG. Adică 79 de milioane de euro pe an, în condiție în care, sigur, el câștigă net doar 14 milioane, asta pentru că în rest sunt impozite pe care statul ar percepe. Frédéric Thirier, președintele Ligii Profesioniste, a spus asta ar fi sentința la moarte a fotbalului francez, peste 150 de jucători ar pleca imediat din campionatul nostru. E vorba de fotbaliștii care câștigă mai mult decât această rată admisă, adică cei care au deja de la peste 1 milion de euro pe an ar intra într-o sferă de impozitare, și cu cât salariul lor ar fi mai mare, s-ar duce la 2, 3, 4, 5 milioane pe an, cu atât impozitul ar fi mai mare și clubul ar trebui să plătească mai mult pentru ei. Da? Deci astea sunt condițiile. Mi se pare uluitor în aceste condiții că totuși, iată, deși se cunoșteau aceste situații, Paris Saint-Germain a reușit să facă aceste super afaceri și și-a adus jucătorii ăștia, nu numai pe Ibrahimović și pe Thiago Silva, dar și pe Lavezzi, de exemplu, care a fost perla lui Napoli alături de Cavani, de exemplu, sezonul trecut. Acum să vedem cine va pleca din campionat și cine va rămâne odată cu această impozitare pe care guvernul de stânga vrea să o facă, și să explic aici. 1 milion de euro va fi impozitat cu 75%.
iar cele de peste 150.000 de euro cu 45%. Dincolo de impozitele respective, care trebuie plătite de angajator, firmele ar mai trebui să plătească cel puțin dublu salariului, plus impozitul aferent pentru contribuțiile la asigurările sociale, medicale, etc. Sigur, pe așa a fost și până acum. Numai că de aici impozitarea nu, ce scriu aici cu 150.000 de euro nu era o problemă. De aici înainte, de la 1.000.000 încolo, ce spuneam mai devreme, se impozitează cu 75%. Adică jucătorul n-ar mai rămâne practic cu nimic dacă în replică n-ar primi acești bani de la club. De unde diferența că Ibrahimović, care câștigă 14 milioane net pe sezon, ar scoate din buzunarul lui Paris Saint-Germain 79 de milioane. Deci dacă îi dai unui fotbalist 14 milioane neto, ar trebui să plătești 79 de milioane pentru ca el să-și ia acești bani. Sigur că Paris Saint-Germain o va face. N-are încotro, altfel nu și-l permitea pe Ibrahimović. E ok, e singura echipă care poate să plătească așa ceva. Celelalte vor avea mari dificultăți. Deci toți jucătorii care câștigă mult, în momentul în care această regulă fiscală se va aplica, vor fi îndreptățiți să plece din Franța, cel puțin cei care vor avea oferte. Evident că pentru jucătorii care câștigă sub 150.000 de euro nu e nicio problemă. Chiar și pentru cei care câștigă atât. Dar ăștia sunt puțini. Și va deveni un campionat în mod normal de tineret speranțe. Pentru că acolo jucătorii sunt plătiți cu bani puțini. Competiția internă sigur a scădea în mod evident. În cupele europene performanțele ar deveni nule. Dar măcar s-ar forma jucătorii. Cluburile în speță n-ar avea foarte mult de pierdut. Aici e discuția, de fapt. Poate chiar ar avea de câștigat, întrucât competiție ar exista în continuare, televiziunile ar fi acolo, mă îndoiesc că se va ajunge ca în Bulgaria și în Franța să-ți mai cumpere campionatul. Televiziunile ar plăti, poate alte sume, dar în orice caz n-ar fi o problemă, întrucât nici salariile n-ar mai fi de plătit la nivelul ăsta. Cluburile ar putea să vândă fotbaliști, pentru că în Franța, slavă Domnului, apar în fiecare an, da? Iar lupta internă ar fi foarte echilibrată, pentru că fiecare echipă s-ar drămui după forțele proprii. N-ai decât să-ți crești jucători de valoare, să-i vinzi, după aia să crești alții. Pe undeva ar fi interesant dacă se va ajunge. Nu știu dacă se va ajunge până acolo, pentru că totuși jucătorii vor protesta, cluburile la fel. Nu va fi simplu. E o chestiune care a fost negândită, bineînțeles, de François Hollande în profunzime în momentul în care a fost lansată. E destul de complicat să intri în niște afaceri private, cum e fotbalul, mai ales în condițiile în care, în momentul de față, Al Jazeera este cea care ține campionatul Franței. A cumpărat toate meciurile din Liga 1 și din Liga 2, da? Finanțează principalul club. E posibil ca la un moment dat, dacă ei vor fi mulțumiți de ceea ce se întâmplă la Paris Saint-Germain și de toată atmosfera de acolo, din campionat, de la Ligă și așa mai departe, să mai financeze și alte cluburi, nu neapărat chiar același trust, dar o altă filială dintre asta a grupului, sau pur și simplu un alt patron dintre ăsta, un alt șeic de undeva din zona Golfului. Al Jazeera este cunoscută în toată regiunea ca ceva extrem de serios. Să intervină un concurent la un moment dat, asta și speră de fapt marile cluburi din Franța, care se uită cu jind acum la Paris Saint-Germain, să vină la un moment dat unul care să-i poată concura. Da? Și să înceapă o adevărată competiție pe bani uriași, da? Pentru că infrastructură există, posibilitatea ca meciurile să fie vizibile există, Franța are mediatizare excelentă, ce puțin în interiorul țării transmisiile merg brici, populație de peste 60 de milioane de oameni, un market share excepțional, deci din punctul ăsta de vedere n-ar fi o problemă, și n-au decât prin banii pe care îi investesc, da? Să țină piept în Europa. Asta ar fi singura posibilitate de salvare, pentru că banii ălora din Qatar sau din Arabia Saudită sau din Bahrain sau mai nu știu de unde sunt infiniți. Acolo nu există nicio limită. Păi aia nu interesează că plătesc 79 de milioane în loc de 14 pe an. Că din banii ăștia scot ceva. Stați un pic, dacă se duc în Champions League 5 ani la rând și-au scos banii de pe Ibrahimović, nicio problemă. Și au și alte surse. Dacă încep să vândă competiția numai în zona Golfului, în toate țările, atenție. Nu mai vorbesc de tricouri, de tot marketingul ăsta pe care îl pot dezvolta la toți arabii din toată lumea.
Ei au capacitate să deschidă, dacă vor, buticuri cu PSG peste tot în lume, nicio problemă. Deci asta este varianta. Exact s-a întâmplat în norocul campionatului în momentul de față, că au venit ăștia într-un moment critic. Dacă n-ar fi apucat să vină și să implementa această fiscalitate, nu mai era nimeni atras. Dar deja ăștia sunt acolo, nu mai pot să renunțe. Al Jazeera nu o să zică, tată, noi am plecat. Sau Qatar Investment ăștia. Să spună, bă, nu ne mai interesează, ați venit cu... Ne retragem, deși noi aveam un plan pe 10 ani. Nu mai pot. Dar nu o să lase de râpă ceea ce au construit în ultimul an și jumătate la Paris. Sunt băgați și băgați vor rămâne. O să vedem, va fi un duel interesant. Vorbim și zilele viitoare. Toate cele bune.